Locuiesc în Turcia și sunt căsătorită cu un bărbat de apartanență musulmană. Eu m-am păstrat creștină, deși din partea socrilor au existat multe presiuni, soțul meu însă îmi respectă religia și avem casa plină de icoane. Acum trei ani mi-a venit un gând negru cum că să dau o iconiță a Maicii Domnului unei biserici deoarece o primisem cadou de la cumnata din partea fratelui meu cumnata, părăsindu-l pe fratele meu și căsătorindu-se cu un altul. Acea icoană o sfințisem în România. Mai mult decât faptul că icoana îmi fusese făcută cadou de cumnată, m-a tulburat și gândul că acea cumnată mi-ar fi dăruit-o cu gând rău pentru că nu fusese în relații prea bune. Așa gândind eu că ar trebui să scap de icoană, am deschis subiectul cu o vecină musulmancă întrebându o dacă nu știu o biserică ortodoxă în zona. Vecina m-a întrebat motivul, iar eu i-am destăinuit cum că vreau să dau icoana Maicii Domnului bisericii. Ia văzând icoana pe perete, icoana, imitând argintul și plăcându-i, m-a rugat să-i o dau ei cadou. Eu, mai codindu-mă, dar rușinându-mă să o refuz, am spus că bine am să-i o dau, dar am atenționat-o că această icoană trebuie să stea la loc de cinste, fiind Fecioara Maria și Isus Hristos pruncul în brațele ei. Ea mi-a garantat că o va ține în casă pe perete, deoarece și în Coran Fecioara Maria este la loc de cinste și ca și în Coran scrie că Fecioara a născut prunc de la Dumnezeu. Așa în duplicată fiind am dăruit acea icoană, mai mult cu gândul ca să scap de amintirea cumnatei și de piazarea, căci atât am adus capul cât să pot crede că icoana Maicii Domnului nu ar putea arde energia negativă dacă aceasta ar fi existat cu adevărat. Vă mărturisesc că după ce am dat acea sfântă icoană au început necazurile. Soțul meu a fost dat afară de la serviciul pe care îl avea de 8 ani, I am fost nevoiți după multe luni de șomaj să plecăm în alt oraș din pricina noului serviciu al soțului. Nici acolo nu am stat mai mult de 4 luni, soțul meu dându-și demisia fără vreun motiv logic. Apoi am rămas șomeri încă vreo 9 luni. Am găsit din nou de muncă, dar de data aceasta, la numai 4 luni de muncă, soțul meu a fost depistat cu cancer. A făcut operație de extirpare a tumorii și 6 luni citostatice. În acele clipe grele am cerut ajutorul Maicii Domnului și Sfântului Nectarie și Sfântului Spiridon. Abia în acele momente am început să aprofundez învățătura creștină. Până în acel moment doar mă închinam la icoane, dar nu cunoșteam adevărul de care sunt încă la milioane de kilometri distanță. Soțul meu a scăpat cu bine din această luptă. De 2 ani de zile este sănătos tun. Să revenim la icoană. Când citeam acatisele Maicii Domnului acum un an în urmă, tot venea un gând. Adu icoana înapoi. Cere icoana înapoi de la vecina. Îmi era rușine să cer cadoul înapoi. I-am spus și soțului că nu mai pot dormi din pricina gândului că trebuie să recuperez icoana Maicii Domnului, iar soțul îmi spunea că nu e frumos să cer ceva ce am dat. Eu însă nu mai puteam să dorm până la 4 dimineața, nu închideam ochii. Cum să cer icoana? Apoi mi-a venit ideea să o răscumpăr să merg la vecina și să-i explic că nu mai pot dormi și că să-mi vândă icoana în schimbul unei sume de bani bunicele plus că îi voi da un tablou pictat în schimb, asta ca să-l pună în locul icoanei pe perete. Eu așa credeam că icoana este pe perete la loc de cinste în dormitorul ei, așa cum promisese. Am mers la vecina și i-am spus că așa stau lucrurile și am rugat-o în genunchi la propriu să nu mă refuze. A acceptat să-mi o vândă spunând că își amintește că eu voiam să o dau unei biserici, dar că ea mi-a cerut-o. Auzind acel răspuns, am și fugit acasă și am luat tabloul și banii și m-am întors la vecina dornică să recuperez icoana. Vecina a primit tabloul și banii, dar mi-a spus că mâine îmi va aduce ea icoana acasă la mine. Mâine? Am spus bine, dar mă gândeam de ce. Apoi m-am gândit că poate are musafir și nu o poate da în acel moment jos. Am mai dormit o noapte pe jar. A doua zi la prânz nu a mai rezistat și am mers iar la vecina. M-a invitat în casă și a adus icoana. Slavă Domnului avea icoana maicuței Domnului în mâinile mele aveam cel mai de preț juvaier. Am pupat icoana și am fugit cu ea acasă. Acasă, ștergându-o de praf, am observat că rama, care este de lemn, era roasă la toate colțurile, atunci am înțeles că vecina o depozitase la subsol, unde avea boxele și unde sunt șoareci. Atunci am înlemnit. Am înțeles de ce maica Domnului nu mă lăsa să dorm. Am dus icoana să o sfințez din nou la Biserica Acoperământului Maicii Domnului din Istanbul, la Herne. A stat 40 de zile în Sfântul Artar, Sper din tot sufletul să fie iertată și de acest mare păcat, căci sunt putregai de păcat. Dumnezeu este milostiv și mare iubitor de oameni și sper să mă ierte pentru toate păcatele. Cu vecina s-a întâmplat așa la câteva luni după ce am recuperat icoana de la ea. Într-o noapte s-a sculat să bea apă și o ușă de la dulap era deschisă, colțul ușii i-a venit în ochiul drept și nu a mai putut vedea cu el. A fost operată până acum de două ori, nu mai vede cu acel ochi, sper din tot sufletul să poată vedea din nou prin marea milă a măicuței Domnului. Am luat apă de la izvorul tămăduirii și voi da să se spele. Am simțit să vă împărtășesc această întâmplare pentru a înțelege cu toții că icoanele sunt ferestre deschise spre rai. Sunt mai mult decât ne putem noi imagina. Au viața sfinților în ele, au harul sfinților pictate pe ele, au harul Duhului Sfânt și nici nu putem să înțelegem sau imaginăm noi ce putere au icoanele. Slavă puterii tale Isus Hristoase, Fiului Dumnezeu, slavă Ție, Maică de Dumnezeu Născătoare, Fecioară, Marie, acoperământul nostru cel Sfânt, slavă Sfintei Trăim, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Doamne ajută-ne noastre, nu te mânia pe noi. Amin.